Timp de 3 zile, la Câmpul Lung se desfășoară o serie de competiții care au în prim plan sporturile de iarnă. În organizarea Federației de Bob și Sanie, în această săptămână sunt în desfășurare pe pista de starturi, de la stadionul Clubului Sportiv Mușcel, Cupa Speranțelor, Cupa României Starturi și Campionatul Național de Starturi Juniori și Seniori la Sanie. Și de această dată, Raluca Stramaturaru de la CSA Steaua București și Corina Buzățoiu de la CSO Sinaia sunt favoritele la prima treaptă a podiumului. Cupa Speranțelor, Cupa României și Campionatul Național de Starturi Juniori, Seniori. Câți au fost? Câți sportivi s-au înscris? În total 84 de sportivi. Din ce zone? De la toate cluburile din țară. Dacă vreți să vi le număr, vi le număr imediat. E vorba de CSO Sinaia, CSS Sinaia, CSS Vatra Dornei, CSI Vatra Dornei, Clubul Sportiv Mușcel, CSS Petroșani. Competiția este pentru Cupa Speranțelor pentru cadeți, copii, Cupa României Junior 1, Junior 2 și Seniori. Și Campionatul Național de Seniori. Ca participare, dacă vreți să vă spun, a fost un număr mult mai mare decât anul trecut și decât pe gheață. Bine, la starturi sunt riscurile mai mici decât pe gheață și toți vor să vină să-i testeze măcar la starturi. Referitor la organizare în aceste vremuri, o părere personală, vreau să vă spun că a fost organizat excelent, mult mai organizat decât anii anteriori, cu toate că în fiecare an, aproape în fiecare an, de câțiva ani la rând, Clubul Sportiv Mucel a organizat aceste campionate naționale, Cupa României, starturi la Câmpul Lung. Și sportivii mușceleni, Ion Andrei, Andrei Boroșoiu, Ștefania Lupeanu și Andreea Băbuș, sunt optimiști și speră la o calificare cât mai bună. Din cauza condițiilor meteo, programul competițional a suferit câteva modificări. Astfel, vineri 9 octombrie, începând cu ora 9, va fi o primă manșă în campionatul național, urmând ca sâmbătă, 10 octombrie, începând cu ora 9, să se desfășoare campionatul național de seniori dublu și campionatul național juniori 1 și seniori pe echipe.